În perioada în care am stat în casă, am încercat să studiez mai mult, să citesc. Am urmărit mai puțin știrile în perioada aia de izolare, că mă simțeam destul de agitată. Am încercat să păstrez anumite rutine, cum ar fi plimbările sau cum ar fi sportul. Cu obiceiuri schimbate în bine și mai mult timp pentru ceea ce contează, fără influențe negative din mediul online. Astfel descriu mulți români perioada anului 2020, iar schimbarea de comportament se vede și în statistici. Potrivit raportului Eurostat, în 2020, aproximativ 95% dintre locuitorii din Olanda și Cipru au petrecut mare parte din timpul liber urmărind publicațiile online. Procentul este asemănător în cazul locuitorilor din Finlanda și Malta, iar la polul opus, surprinzător în acest clasament, găsim România și Bulgaria. Specialiștii au explicații pentru acest tip de comportament adoptat de români. Există într-adevăr două tipuri de explicații. Una are de-a face cu accesul la internet și capacitatea de a folosi tehnologia, noua tehnologie. Cealaltă explicație rezidă în faptul că oamenii care au acces la internet și știu să-l folosească au pus stop într-o anumită măsură. În multe situații au existat perioadele de reîntâlnire emoțională între copii și părinți, între membrii ai cuplului. Oamenii din România s-au dus mai mult pe zona de distracție sau de relaxare, de muzică, de filme și mai puțin pe componenta informațională. Mulți europeni și-au dedicat timpul jocurilor video în perioada pandemiei. Românii însă au refuzat și acest segment. Raportul Eurostat plasează Olanda, Malta și Danemarca pe primele locuri.